Acesta este al doilea meu videoclip și nimic nu mi-l poate strica. Bun, eu sunt Eric, știți deja cine sunt. Căutați-l meu videoclip la Eric Gabriel Varga și vă promit că dacă vă abonați și dați like, nu o să regretați. În clipul ăsta să vorbim despre viitorul canalului meu de YouTube și cum cred că o să fie. Zic de acum că eu nu cred că, eu nu vreau să fiu un arogant. Pentru că un sfat important este, dacă vrei să ajungeți YouTuber mare, nu faceți, nu mai trenduri, nu faceți chestii din trend doar ca să fiți populari. Se face YouTube-ul la recomandate. YouTube-ul, eu fac YouTube din propria mea pasiune. Da, vreau și eu să fac o comunitate mare de oameni, să vin și un YouTuber mare, dar nu fac videoclipuri doar. Eu fac videoclipuri din trend ca să... nu știu nici eu cum să zic, ca să îmi crească abonații. Adică, vreau să zic că eu fac YouTube din pasiune, eu cred că n-are sens să faci YouTube doar ca să ajungi un YouTuber mare. Doar să fii cunoscut, nu cred că are sens. Acum, nu știu, doar părerea mea, poate sunt eu mai diferit. Hai să trecem. Da, și dacă credeți în visele voastre, totul se va îndeplini. Cam așa este și descrierea canalului. Urmați-vă visele. Până la două bani, cred că probabil este destul de enervant. Nu știu cât de lung o să fie videoclipul ăsta, nu vreau să-l lungesc pentru că așa nu cred că să am prea mult de vorbit, dar na. Ok. Viitorul canalul meu de YouTube. Mă, dacă postez și fac ce vreau eu pe canalul ăsta, cheie că n-o să ajung cel mai mare YouTuber din lume. Eu vreau să ajung un YouTuber mare și o să și știu că o să dureze mult. De ani, o să dureze ani până o să îmi fac o comunitate mare până când o să fiu cunoscut în... adică foarte cunoscut. Și știu, durează, e că nu faci abonați peste noapte. Însă pentru YouTuberii, și eu sunt un YouTuber în începător, dar am avut din propria mea experiență. Și nu-i strug visele nimănui, dar abonații nu se fac așa peste noapte rapid, așa cum ați crede. Pentru că abonații, în general, se fac greu, trebuie să muncești ani și ani, pentru că credeți că mai YouTuberi, nu fac nicio reclamă la nimeni acum, dar crezi că și el e cel mai mare, unul dintre cei mai cunoscuți YouTuberi din România, a făcut abonați, mii de abonați peste noapte? Nu, a făcut YouTube din 2012, de atâtea ani el tot face YouTube și muncește pentru abonații. Deci de asta zic că chiar că nimeni nu e perfect în lumea asta, nu trebuie să dăm cu hate, pentru că în orice videoclip, orice conținut este, are o mică muncă, chiar că nu pare că este foarte greu de făcut, toate videoclipurile au o boabă de muncă măcar. Și acea boabă de muncă, oricât de mică ar fi ea, trebuie să fie apreciată. De exemplu, eu dăm multe spoiler la prima dată și am făcut-o iar și iar. Și n-am renunțat până acum. Și de asta am zis la început că nimic nu o să-mi strice filmarea asta. Înțelegeți? Bun, deci viitorul canalului meu de YouTube. Mă, acum dacă cred în visul meu și mai trebuie și noroc, știți? Dar mai mult să credeți în visele voastre. Dar norocul ajută și el puțin. Acum, dacă comunitatea pe care o să o strâng de-a lungul anilor ce vor urma, va fi strânsă și vă împune și foarte strânsă, o să ajungem populari. Adică o să ajung populari, vreau să... Nu sunt răudătros sau ceva, pentru că și dacă vă deschizi un canal de YouTube, cu timpul o să deveniți... O să aveți mulți mii de abonați. Asta încerc eu să zic aici, că mă și bâlbăi. Încerc să fiu mai hype, dar nu pot în subiectul ăsta, mă înțelegeți voi? Mă, voi. Și că mă apropie și pare cam creepy, dar... Na. Ok. Deci are 4 minute videoclipul ăsta. Olo, doamne, ce am făcut, doamne? Uf, 4 minute. Cum trece timpul ăsta?
Ok. Ce vreau eu să vă zic este că vă zic cu palmaresul meu pe inimă. Știu că poate vorba asta se dă la YouTube, dar nu fur nicio vorbă. Am și o vorbă prea fire, prea fresh. Dacă voi îmi ziceți că animate vorba asta de altcineva, mă, dacă vreți ceva videoclipul ăsta, spuneați-mă că v-am ghicit. Asta vorba secretă. Adică asta va fi vorba canalului meu. Prea fire, prea fresh. Sau ceva să fiu și voi. Prea fire, prea fresh. Când apăsați acel buton de abonare, acel clopoțel pe categoria toate și acel buton de like. Apăsați butonul de like că e foarte sănătos. O să aveți mușchi și pătrățele dacă apăsați acel buton, ok? Dacă vă abonați, o să... Clopoțelul pe categoria toate, o să aveți, o să fiți sănătoși și note mai de 10 la școală anul ăsta. Înțelegeți? Eu v-am lăsat că deja este 6 minute record pentru videoclipurile mele. Sper că nu o să ajungă prea multe reclame pe ăsta, oricum nu cred că o să-mi pun YouTube prea multe reclame și ce îmi convine, pentru că știu și eu cât de enervante sunt reclamele, deci pa!